Hotelul Zum Zum. Este o dimineață splendidă. Păsările ciripesc și primele raze de soare o trezesc din somn pe punctișor. Micuța Buburuză își întinde antenele subțiri și dă din picioruși. De-abia apoi observă că toate celelalte insecte din grădină s-au trezit deja și se foiesc de colo până colo agitat. Prietenul ei, miriapodul Mili, vine grăbit spre ea prin iarbă și o salută. Bună dimineața, somnoroasă! Te mai așteptam doar pe tine! Mă așteptați? Se miră ea. Dar ce se petrece? Însă înainte ca Mili să apuce să răspundă, rădașca corn de cerb este în față și îi spune: vino cu noi! Trebuie să-ți arătăm neapărat ceva! Cei trei prieteni se îndreaptă spre un fac bătrân, unde printre crengi este așezat un obiect ciudat. Uite, strigă corn de cerb și arată în sus. Punctișor privește o uimită construcție paralelipipedică. Ce mai e și asta? Asta, dragii mei, este un hotel pentru insecte, explică corn de cerb. Pentru cele care mișună sau se tărăsc, care zboară și flutură, care zumzăie sau bâzăie. Este hotelul Zum Zum, iar eu sunt directorul lui. Bravo, strigă Mili și aplaudă cu numeroasele sale membre. Iar eu mă voi ocupa de bătut cuie, de dat găuri, de rașchetat, de mutat mobilă și de tot ce mai este de făcut. Grozav! Vreau să particip și eu, spune punctișor. Dar ce aș putea oare să fac? Tu ai putea să te ocupi de oaspeții hotelului, propune corn de cerb. Nu aș fi în stare să fac asta, spune punctișor. Sunt mult prea mică și nici nu am așa de multe membre ca Mili. Directorul hotelului înlătură cu un gest toate aceste obiecte. Fleacuri, o să reușești, spune el. Știu că poți să faci față. Dar înainte ca oaspeții să poată să se instaleze, mai sunt încă multe lucruri de rezolvat. Mili face curat și freacă podelele, bate cuie și dă găuri, gâfâind din greu. Cine ar fi crezut că sunt atât de multe treburi de făcut într-un hotel? Oftează el și se uită în sus pe corn de cerb. Ai putea și tu să ștergi măcar praful de pe rafturi. Corn de cerb se înfurie. Niciodată și în niciun caz. Eu sunt directorul hotelului, nu un gândac de praf. Punctișor se pregătește să atârne o perdea. Se înalță pe vârfuri și se întinde, dar nu reușește să ajungă până sus. Așa nu merge, spune ea. Mili, ajută-mă, te rog, ridică-mă. Numai decât. Mili își încrucișează pe rând picioarele și, într-o clipită, punctișor se cațără până sus și poate să atârne perdeaua. Apoi pufnește în râs. Tu nu ești numai un prieten minunat, ești și o scară grozavă. Uitați-vă, deja sosesc doi oaspeți, strigă Mili. Și într-adevăr, Albina Poli și bondarul Meli se lasă din zbor chiar în fața ușii de la intrare. Corn de cerb se înclină adânc și salută pe cei doi. Bine ați venit în hotelul Zum Zum. Punctișor vă va conduce imediat înăuntru. Mica Buburuză este foarte emoționată. Vrea să le ofere o cameră deosebit de drăguță, cu balcon. Veniți după mine, strigă punctișor și deschide o ușă. Aceasta este cea mai frumoasă, adică se uită încurcată la toate gălețile și măturile, mopul și cârpele împrăștiate peste tot. Cea mai frumoasă de bara pentru mături? Întreabă nesigură Poli. Hopa, o mică încurcătură, spune punctișor și fața îi devine aproape la fel de roșie ca spatele.
Este camera în care își depozitează Millie lucrurile. Nu, bineînțeles că Polly și Millie nu au cum să doarmă acolo. La a doua încercare, Punctișor găsește camera potrivită. Acolo, Millie și Polly se simt imediat în largul lor. Din balcon putem să vedem toată grădina, spune entuziasmată Polly. Dar cine plutește acolo în zigzag prin aer? Punctișor se duce repede la fereastră. Este un fluture de noapte, care zboară foarte agitat. Atenție, lot de împicaj, strigă fluturele. Millie scapă din mână mopul. Trebuie să o prindem. Millie și Punctișor se repede în grabă afară și întind un ceașaf mare. Of, au reușit în ultimul moment. Lot de aterizat. Fluturele sare jos din ceașaf și își scutură aripile ca să se curețe de praf. Mai aveți vreo cameră liberă? Una cât mai întunecoasă, va juca frumos. Lumina mă face întotdeauna să amețesc îngrozitor. Desigur, spune Punctișor. O să trag bine perdelele ca să nu pătrundă înăuntru nici cea mai mică rază de soare. Este minunat! Exclamă Lotte și dispare cât ai clipi în pat. În tot acest timp, Corn de Cerb este și el foarte ocupat. Stă în fața hotelului, așteaptă noi oaspeți și lasă razele de soare să strălucească pe trupul lui. Hopa, tropa, pâș, 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 aude el o voce. Salutare, Helix! Rădașca se bucură să-l vadă pe Melk. Văd că ai pornit astăzi la drum cu viteza Melkului. Helix își ridică mândru capul. Sigur că da. N-am vrut să ratez deschiderea hotelului, așa că am plecat din timp spre voi. Te rog, arată-mi care este camera mea. Corn de Cerb râde. Păi, tu-ți porți ca de obicei casa în spinare. Helix își lasă dezamăgit cornițele în jos, dar Rădașca îl consolează. Nu îți fă griji, dragul meu, avem chiar aici, alături, la umbră, câteva locuri de camping pentru melci. Treptat, hotelul se umple. Corn de Cerb este încântat, iar Millie și Punctișor se ocupă de noii veniți. Fiți atenți! Strigă deodată cineva. Punctișor se uită mirată în jur. Pe lustră se leagănă un pui de gâză verde, în timp ce un altul s-a urcat pe un corn al rădaștei, iar în spatele unui geamantan se zărește încă un căpșor. De unde ați mai apărut și voi? Râde Corn de Cerb. În acel moment intră în grabă în hol mama gâză verde Flora cu ceilalți copii. Ia oftează. Am nevoie urgent de un concediu. Și noi la fel, strigă domnul și doamna Fluturică. Și un munte uriaș de mâncare pentru micuții noștri nesătui. Cei doi fluturi lămâiță arată spre copiii lor, umizi care se repet cu lăcomie la fructele de ceară puse în hol ca decor. Corn de Cerb spune cu mândrie. Atunci, hotelul Zumzum este exact ce vă trebuie. Noi îndeplinim toate dorințele clienților noștri. Vai, dar de ce dintr-o dată s-a întunecat așa de tare? Punctișor se uită afară. Nori groși acoperă cerul, iar vântul bate cu furie în jurul hotelului pentru insecte. Vai, se pare că vine o ploaie strașnică, anunță Punctișor. Corn de Cerb o bate pe umăr. Stai liniștită, îi spune el. În hotelul Zumzum este cald și suntem la adăpost de umezeal. Au început apoi să cadă primii stropi de ploaie. Pic, 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 pic. Ploaia se tot întețește, vântul șuieră tot mai cumplit. O picătură mare se scurge de pe acoperiș
și cade drept pe nasul micuței buburuze. Totuși, nu suntem chiar așa de bine feriți de umezeală aici. Corn de cerb, spune ea. Uite că acoperișul nu este impermeabil. Mili sare de pe un picior pe altul. Nu vreau să mă aud la picioare. Potoliți-vă, spune directorul. Este o spărtură micuță care nu are nicio importanță. Dar imediat apa începe să picure prin a doua spărtură și apoi prin a treia. Corn de cerb își trece glasul. Ei, poate că într-adevăr avem o mică problemă, acceptă el și se uită îngrijorat la numeroasele bălți care se formează pe jos. Punctișor nu mai stă să aștepte până se va aduna un lac întreg. Hai, Mili, strigă ea și explică Miria podului planul ei. Cei doi prieteni aleargă hotărâți din cameră în cameră și strigă cu glas tare. Veniți repede, avem nevoie de ajutor. Meli și Poli își dau seama imediat despre ce este vorba. Lotte își întrerupe somnul de prânz și chiar și copiii cei zburdalnici de gâză verde se apucă cu mult zel de treabă. Împreună, insectele pun oale și găleți, cratițe și lighene ca să adune apa de ploaie. Pentru Helix, dușul rece este binevenit. Când ploaia trece printr-un acoperiș stricat, Helix sosește de îndată și pe loc e reparat, spune Melcul și se suie pe acoperiș. În scurt timp, soarele strălucește din nou pe cer și insectele răsuflă ușurate. Doar corn de cerb se scarpină în cap îngrijorat. Vedeți ce băltoacă uriașă a rămas aici? Mica buburuză îi pune prietenului ei o mână pe umăr și îi spune: Fleacuri, nu este o băltoacă, este noua noastră piscină. Directorul râde. Vai, punctișor, această idee minunată merită să fie sărbătorită. Da, da, Lotte este atât de încântată că începe să se învârtă în cerc. Haideți să organizăm o petrecere la piscină, cu dansuri și muzică, jocuri și veselii. Și un bufet cu verdețuri pentru noi, strigă o midă flămândă. Oaspeții hotelului nu așteaptă să li se spună de două ori și așa începe o petrecere însuflețită. Asta îmi umple inima de bucurie, spune Mili fericit. Și punctișor se bucură și ea. Da, ce bine o ducem aici, în hotelul nostru Zum Zum.